De când strada Gării a fost închisă traficului, pentru că în zonă se construiește în ritm de melc pasajul subteran, singura cale de intrare în oraș din acea parte a Bacăului a rămas doar Aleea Parcului. O stradă care acum arată ca după bombardament. Pe de o parte, gropile din asfalt s-au accentuat și au devenit adevărate capcane pentru șoferi, iar pe de altă parte, pietonii sunt acum obligați să facă slalom printre mașini, pentru că și trotuarele au devenit impracticabile. Aleea Parcului s-a transformat într-o corvoadă pentru șoferi. Surprizele din asfalt iau pe nepregătite pe participanții la trafic. Aceștia sunt nevoiți să folosească doar tronsonul de drum de pe lângă Parcul Central din cauza blocării circulației pe strada Gării, zonă ce a fost paralizată de aproape un an pentru construirea mult mediatizatului pasaj subteran, care nu se mai termină. În aceste condiții, Aleea Parcului a ajuns să fie tranzitată de un număr de 5 ori mai mare de mașini decât înainte. Faptul că pe această arteră se circulă pe două sensuri de mers în fiecare zi, mai ales la orele de vârf, aici se formează blocaje imense, caramboluri și cozi infernale. Asfaltul și așa crăpat este acum plin de gropi, acoperite acum de apa de ploaie sau de zăpada topite. Acestea au devenit adevărate capcane pentru conducătorii auto. Nici pietonii nu pot circula mai bine, trotuarele și așa puține sunt ocupate în permanență de autoturisme parcate aiurea, iar puținele pâlcuri ce rămân libere sunt acoperite de noroi și zăpadă. Foarte se circulă pe strada aceasta. Greu, foarte greu să circulă, nu știu unde să o iei, la dreapta, la stânga, când îi... aglomerat. Nici trotuare da. Nu sunt, sau dacă nu, sunt, da, sunt parcate mașini. Da, păi zice că se lucrează, nu știu unde, pe ce stradă și toate o iau pe aici, așa, autobuze, și am mai văzut că n-am mai venit cu alt autobuz dincolo, dinspre, în jos de Bacău. E foarte greu, da? Poate până la urmă, eu știu, vor face ceva, să fie și bine. Cum se circulă în zona aceasta? Foarte rău, foarte, foarte rău. Nu vă mai spun că câteodată aici e plin de mașini parcate și vin aia de vreo două ori, noroc că m-am ținut, nu pot să zic că am căzut, că m-a lovit cu oglinda aia, da, de câteva ori m-am ferit, dar dacă una vine dincolo, e groasnic. Ocolesc pe aici acolo, că mi-e frică să merg pe aici. Păi nu prea mai aveți pe unde, sunt parcate mașinile exact pe trotuar. Da, păi aici e una lângă alta, acum văd că s-o pot moli, s-au plecat. Greu. E noroi, nu a fost curățată zăpada care a căzut. Au apărut și niște gropi în asfalt. Au apărut și gropile erau. Erau și acum s-au accentuat. Altceva ce să vă zic. Se circulă haotic, se parchează haotic. Asta dintotdeauna. Nu s-a schimbat nimic. Până când primăria municipiului Bacău va lua măsuri așa cum doresc locuitorii din zonă, pe strada Aleea Parcului se va circula în continuare haotic, cu viteză și fără restricții. La fel ca pe multe alte artere principale ale orașului, sufocate efectiv de mașini.